Echipa feminină de handbal SCM Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar al Cupei HF după o dublă victorie contra italiencelor de la Giomi Salerno. Cu acordul oaspetelor, cele două partide s-au jucat în sala polivalentă. Sâmbătă, în primul joc, elevele antrenate de George Burcea și Costin Dumitrescu au învins cu 30-21, iar în a doua partidă, leoaicele s-au impus și mai clar 29-17 și astfel, cu o diferență de 21 de goluri, au mers mai departe. Primul obiectiv este întotdeauna victoria, ceea ce s-a întâmplat, iar al doilea pentru aceste meciuri a fost să nu avem accidentări și să lucrăm un pic la tactica colectivă. Diferență mare, 22 de goluri în total. Da, diferență mare, nu știu cât de așteptat sau neașteptat este, dar ne-am făcut treaba în teren și ăsta e cel mai important lucru. Am fost serioși, am fost profesioniști și s-au întâmplat cele două rezultate foarte bune. Mă bucur că au trecut aceste două meciuri și că am trecut mai departe în această competiție. Mai ușor decât v-a așteptat? Să știți că nu a fost destul de ușor, au fost bătăioase, o echipă destul de puternică, dar s-a văzut diferența până la urmă. A fost un meci în care ne-am propus să facem tot ce ne-a spus domnul antrenor. Am încercat să ne punem în practică toate combinațiile, să meargă mingea și mai departe. A fost așa cum vreau. Da, noi ne-am dorit victoria în ambele meciuri și am și obținut-o, ambele meciuri chiar. Au venit și primele goluri europene pentru tine. Da, ieri a fost primul gol, astăzi am remarcat și mă bucur. Sper la cât mai multe. Sentiment apar? Ca de fiecare dată, la fiecare meci. Tribuna, publicul, tot. A fost foarte încurajator și mă bucur că am putut să îi fac mândri, cred eu. În turul secund, Craiova o va întâlni pe Tørnesbergen din Norvegia. Prima manșă este programată pe 12 sau 13 octombrie în deplasare, iar returul pe 19 sau 20 octombrie la Craiova. Deja ați început să culegeți informații despre norvegieni? Trebuie să vă spun, încă nu, pentru că, așa cum am zis, în următoarele 6 zile ne așteaptă încă două meciuri foarte, foarte importante în campionatul național. Probabil pas cu pas o să începem să culegem și informațiile de care aminteați. Cu siguranță va fi de acum înainte foarte greu. Aceste meciuri au fost ca niște antrenamente pentru ceea ce va urma. Acum deplasare la Buzău, aveți o revanșă de luat pentru că ați pierdut la 10 goluri anul trecut. Da, într-adevăr un meci greu și la Buzău. Sperăm să ne mobilizăm, să jucăm bine, să nu avem momente de relaxare și să ne luăm revanșa. Handbalul nordic în special este mult mai puternic, pe părerea mea, dar cu multă ambiție, dorință, o să facem față. Din turul următor vor intra și alte două reprezentante ale României, Corona Brașov și Măgura Cisnădie.